Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod Mountain Show cu Geo și Andrei aici la Link TV. Episodul de astăzi ne poartă pe un traseu minunat ce pleacă din munțile Aota și ajunge în Bucegi, acasă, cum spune Geo. Din păcate, Geo nu a putut să fie astăzi alături de noi în platou, pregătește un traseu excepțional în munții Baiului, pe schiuri, dar voi deschide eu pentru această călătorie pentru voi. Tura de astăzi pornește de la cabana Leaota, parcurge o zonă destul de izolată, traversează întreaga creastă, ajungând pe cel mai înalt vârf, vârful Leaota, 2133 de metri altitudine, pentru ca mai apoi să se lase spre Bucegi, la cabana Padina. Ceea ce face traseul de astăzi să fie cu adevărat special este lungimea lui, numai puțin de 32 de kilometri, un efort extraordinar chiar și pentru cei mai antrenați. Parcurgerea lui pe timp de iarnă este de asemenea încă un factor ce crește considerabil dificultatea traseului și, deși Geo a avut parte de această dată de o vreme destul de bună, nu putem băga mâna în foc că veți putea avea un noroc asemănător. Este esențial de precizat faptul că acest traseu este strict interzis iarna și că doar aceia ce sunt echipați corespunzător și au experiență destul de mare ar trebui să se riște să-l parcurgă. Este un traseu ce se parcurge în mod normal în peste 12 ore de mers susținut, dar care te surprinde prin peisajele extraordinare odată ce se deschid la atingerea crestei Leaota, mai ales la momentul răsăritului. Stați cu noi, vă promit că va merita! Un alt aspect esențial în tura de astăzi este echipamentul ce trebuie adus. Trebuie negreșit să ținem cont de un joc extrem de dificil de a balansa greutatea rucsacului ce va trebui cărat pe tot parcursul traseului și cantitatea de echipament necesară. Din capul locului, pentru a parcurge traseul, ne vor trebui niște bocani sănătoși de iarnă, parazăpezi, un strat exterior impermeabil, un strat termic și, bineînțeles, îmbrăcămintea de corp. Pe lângă cele clasicele menționate mai devreme, bineînțeles, trebuie să ținem cont că în rucsac să luăm suficient de multă mâncare și apă pentru întregul traseu, având în vedere și consumul extraordinar de energie. Fiecare participant trebuie să-și cunoască nevoile corpului în astfel de situații. Traseul de astăzi este o provocare inclusiv la nivel psihologic. Ca majoritatea traseelor foarte lungi, îți testează la fel de mult anduranța psihică pe cât o testează pe cea fizică. Este adevărat, peisajele surprinzătoare din creastă îți vor furniza energia necesară pentru a continua și, deși nu suntem în cei mai înalți munți ai Carpaților românești, putem spune că suntem în poate printre cei mai frumoși. Aveți șansa să prindeți atât răsăritul cât și apusul pe un traseu extrem de special, de care suntem siguri că veți fi mândri că l-ați parcurs. Vă invităm alături de noi în această nouă aventură prin munții Leaota, într-un traseu foarte lung, dar care vă va încărca cu adrenalină și vă va bucura la fiecare pas cu peisaje superbe. Nu uitați, pe munte traseul se termină abia după ce ați coborât. Să ne revedem cu bine pe cărări de munte!
Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la o nouă emisiune Aventura TV. Ne aflăm la Cabanalea Ota, aproximativ 1350 de metri. Ne aflăm aici din mai multe motive. Unul dintre ele, care ar fi și cel mai întemeiat, ar fi acela că mâine dimineață, în jur de 3-4, vom pleca într-o traversare. O traversare care a reprezentat și încă reprezintă pentru Asociația de Turism India, reprezintă încă o tură tradițională. Cu această ocazie vreau să vă zic că se împlinesc 30 de ani de la prima traversare efectuată de către Asociația de Turism India, prima efectuându-se la inițiativa unui coleg de al nostru stabilit în Italia astăzi, Puiu Marcel, în februarie 1986. Deci, Cabana Leuta, lume nu foarte multă, nu atât de multă cât existau cândva, dar un grup de prieteni, un grup de oameni care au mai fost în Leuta, care cunosc traseul și care mâine dimineață îndrăznesc să treacă peste creastă cu speranța că vom ajunge la padina undeva în jurul orei 6 spre seară. Condițiile meteo s-au anunțat a fi ok, deci n-ar fi probleme foarte mari, să sperăm că nu va fi vânt, deși s-au anunțat câteva intensificări, dar și câteva averse. La Cabana Leuta, după cum observați, nu este zăpadă, însă de la aproximativ 1700-1800 de metri în sus, vânta și de zăpadă, creasta Leotei, cel puțin cât am văzut de jos din Runcu sau din Fieni, arată peticită, însă cu siguranță în șeile și în zonele mai adăpostite, unde vântul nu a viscolit, zăpada s-a depus într-un strat destul de consistent și cred că vom avea ceva de furcă mâine, nu foarte mult, dar eu am trag nădejde că în maxim 12 ore vom ajunge la cabană la padina. Așa că n-am să vă mai rețin prea mult în această seară, vom dormi în niște condiții care, sincer să vă spun, mă fac așa să mă simt destul de rău, în sensul că această cabană mi-a creat de-a lungul timpului foarte multe amintiri, cele mai multe dintre ele plăcute. Însă acum, de la o vreme, de când gospodarul nu mai există la Cabana Leuta, aceasta a intrat așa pe o trambulină care o duce spre un stadiu destul de avansat de degradare. Sincer să fiu, îmi pare foarte rău. Am venit aici de multe ori, recunosc de cele mai multe ori iarna, dar și vara cu copiii mei de la școala Runcu. Și am și rămas de foarte, foarte multe ori aici. De ceva vreme am renunțat să mai dormim la Cabana la Leuta pentru că condițiile nu ne mai permit. Oameni care vin aici și care nu știu ce înseamnă să păstrezi un adăpost în condițiile în care l-ai găsit, l-au vandalizat pur și simplu, au ars din paturi, au ars chiar și din mese, să nu mai vorbim de alte dotări care au existat aici. Nu mai sunt saltele, nu mai există aproape nimic, nici măcar căbănuța unde stăteau cei doi administratori ai cabanei Leuta nu mai arată a fi adăpost, nu mai arată a fi căsuță sau căbănuță, cum vreți dumneavoastră să o luați. Așa că zona Leuta, deși este foarte frumoasă și foarte sălbatică, ca adăpost nu ne poate promite foarte mult. Ce să vă spun, să aveți o seară frumoasă și ne vedem mâine dimineață cu imagini de pe traseu pe care o să vi le punem la dispoziție exact așa cum le găsim și le filmăm mai bine. Încă o dată, seară frumoasă și ne vedem mâine. Numai bine!
dimineața, doamnelor și domnilor. 3:30. Forfotă mare în cabana Leota. Bine, scuze, băieți, nu dădusem drumul la microfon. Asta este, se mai întâmplă. În televiziune sunt și astfel de cazuri. Da, de data asta am dat drumul la microfon, eu zic că merge. Adică motor. 3:30, cabana Leota, ne pregătim de traversarea creastei. Eu zic că vremurile și vremea sunt de partea noastră, ne ajută să ajungem până la padina. Drumul destul de lung, 32-33 de kilometri. Și grup mic, compact și fâșneț. Șanse mari ca în jur de 9-10 să fim pe vârful Leota, iar diseară pe la 18, împreună cu băieții de la Clubul de Turism India din Târgoviște, să sărbătorim evenimentul la cabana Padina. Am să las și pe Mihai să spună câteva vorbe legate de aceste traversare, fiindcă au fost și, mă rog, sper să mai fie, dar sunt 30 de ani care au reprezentat multe lucruri și bune și neplăcute legate de această traversare. Am să las și pe el să spună câteva vorbe. Mihai, a câtea traversare pentru tine? Pentru mine este a 20-a traversare, nu toate reușite. Prima traversare am efectuat-o în 1996. Aș preciza că tartorul acestei acțiuni este, sau mă rog, a fost... Regretatul Marcel. Spun a fost pentru că nu mai desfășoară activitate împreună cu noi, pentru că este plecat în Italia, dar încă există. Marcel Puiu, el a inițiat această acțiune, el a condus-o timp de 10-15 ani, după care am venit eu și am preluat inițiativa. Vreau să spun că este una dintre cele mai grele acțiuni pe care Asociația de Turism India încearcă să le desfășoare în fiecare an. Este un traseu destul de lung sau foarte lung, care parcurge o zonă destul de izolată și destul de sălbatică. Traseul evident interzis în condiții de iarnă, dar având experiență și echipamentul adecvat, nu sunt probleme. Nu sunt probleme. N-au avut probleme niciodată. O singură dată s-a întâmplat ca a unui coleg de-a nostru, Nelu Tama, să îi înghețe un pic degetele, dar și-a revenit. Pentru că a uitat parazăpezile acasă și Nelu era unul dintre oamenii cu o bogată experiență, a reușit cu mine 5 traversări consecutive, ceea ce este o mare performanță. Pentru că vremea de la an la an diferă și uneori este mai bună, alteori este mai puțin bună. Nu, dar e bine de știut că, mă rog, pentru cei care doresc să vină să facă o astfel de traversare, că fără bocanci, parazăpezi și echipament de Gore-Tex, Polartec, pufoaică și sac de puf, nu ai ce să cauți, indiferent care sunt condițiile de drum. Pentru că nu poți să știi cum sunt retragerile, exact, dacă zăpada e mare, e mică, viscol și așa mai departe. Iar echipamentul trebuie ales cu mult discernământ, pentru că greutatea este foarte importantă. Deci este foarte important ca fiecare participant să aibă o greutate cât mai mică, dar în acel volum de bagaj el să aibă tot ceea ce îi trebuie, astfel încât să aibă o independență, pentru că ajutorul de la ceilalți cu echipierii este foarte greu de realizat. Nimeni de-abia își cară pentru el atât haine, cât și alimente și apă. Avem nevoie și de sursă de lumină, pentru că se pleacă la ora 3-4 dimineața, astfel încât să putem ajunge la padina la ora 5-6 seara, încă pe lumină, deci până să nopteze. Scopul acțiunii este verificarea capacităților fizice și psihice ale participanților în condiții de agresiune climatică și efort prelungit, orientarea în teren necunoscut. Este practic o provocare pentru fiecare în parte, chiar și pentru cei care participă la această activitate de atâția ani. Fiecare an diferă de altul. Deplasarea se face aproape matematic pe culmea principală a masivului. Se va parcurge integral toată creasta Leotei, creasta principală, plecare de la cabana Leotei și sosire la cabana Padina din Munții Buceci.
Traseul are o lungime de circa 32 de kilometri. Se atinge vârful somital al masivului Vârful Leuta 2133, parcurgându-se în continuare toată succesiunea de vârfuri a masivului. Are forma literei L, întoarsă cu latura mare în jos. Deci ne vom deplasa acum în direcția nord, după care din curmătura Fiarelor, unde este cam jumătatea traseului, ne vom deplasa către est și către Munții Bucici, cu poarta de intrare și Aua Strungă. Doamne ajută să ajungem și să fie bine. Așa că avem nevoie să ne urați drum bun și să ne țineți pumnii. Pentru cea de-a treia aniversare, eu sunt fer convins că vom reuși și vom ajunge cu bine la Padina. Și sper că înainte de orele 18 seara. Stați aproape! Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Ora, ziceți-mi și mie câte ceasul, băieți? 8:20. 8:20, exact 3 ore de la Cavana Leuta și până aici. Am ajuns mai devreme decât ne-am fi așteptat. 2133 de metri. Nu o să vă ținem foarte mult, fiindcă
Temperatura este sigur sub 0 grade, dar în fine, băieții ăștia din spatele meu, 8 la număr, sunt ușor înghețați, mă tot stresează să mergem repede. O să facem și un tur de orizont pentru că e păcat, fiindcă toți suntem aici și avem o priveliște destul de frumoasă spre est. Bucegiul, Coștila, Omu, Scara, Grohotișul, Strungile, se văd minunat. Mai spre nord avem depresiunea Transilvaniei, care este sub plafonul de nori, iar venind încoace pe creasta Leaostei, de la est spre vest, din Șaua Strunga, Bucșa, Dudele, Pietrele Albe, Secările, Jugureanu și vârful Leauta, cota maximă din masivul Leauta, 2133 de metri cum, de astfel v-am tot spus în această dimineață. Ceva mai spre nord-vest, creasta Iezer Păpușa, în plan mai îndepărtat partea de est a Făgărașului, iar și mai spre vest se văd culmile Căpățânii, Parângul și un pic mai atent dacă ne uităm chiar și Retezatul. Deci o dimineață rece, dar cu priveliște frumoasă, 30 de ani de la prima traversare, îți mulțumim Marcel, mulțumim de altfel tuturor celor care au trecut pe la Clubul de Turism Chindia, dar nu numai că au trecut, ci și au și participat la fiecare traversare pe care s-a făcut, fie că a fost reușită, fie că a fost nereușită, sau fie că a fost parțială, parțială însemnând până aici la vârful Leauta și coborâre pe culma lungă în Valea Brăteiului, spre zona taberelor Cerbul Brătei. Deci încă o dată mulțumim tuturor celor care au participat în traversare, fie că au fost musafiri, fie că au fost prieteni, fie că au fost membri al clubului, și să sperăm că în anii ce vor urma ne vom mai întâlni și vom mai parcurge această traversare care, așa după cum vă spuneam, nu mai avem condiții de cazare foarte bune la Leauta, însă avem condiții bune de cazare la Padina. Țineți aproape, ne mai vedem pe traseu! Woo!
Mai facem câte o pauză din când în când, așteptăm câțiva colegi de-ai noștri. Suntem pe vârful Jugureanu. Ne apropiem de Sântilia. Vorbesc așa, destul de umflat ca atmosferă, ca și cum am fi pe Marii Munți ai Lumii. Nu suntem pe Marii Munți ai Lumii, suntem pe micii munți ai României, dar frumoși și pitorești. Dacă tot ne-am oprit aici, facem și un tur de orizont, un altul decât pe vârful Leota. În spate, în plan îndepărtat, se vede foarte bine creasta munților Parâng, continuată spre est cu munții Căpățânii. Venind în plan mai apropiat, munții Iezer și culmile sudice Făgărășenei, iar puțin mai spre nord, dincolo de care se află depresiunea Transilvaniei, partea sudică a crestei Pietrei Craiului, și continuăm spre partea de est cu Sântilia, Pietrele Albe, Dudele, Bucșa și undeva în plan mai îndepărtat zona sudică, vizibilă, a Bucegilor. Coștila, Caraimanul, Obârșia, Omu, Scara, Guțanu, Strungile, toate acestea se văd foarte, foarte bine din creasta principală a Leotei. Și o să mai vedem și pe parcurs. În plan îndepărtat spre sud, spre sud-est de fapt, lăsăm Leota și ne apropiem cât mai mult de Bucegi. Revenim și fiți aproape de noi. Suntem un pic la o pauză mică, undeva
Nu lua țigare că nu fumăm. Undeva sub pietrele albe. Aici ar fi cam singurul loc mai ferit de vânt. Condiții bune de traversare în acest an și implicit astăzi. La cât am plecat, băieți? La 4:30 și... Acum este 10:35. Și 10:35, deci am făcut câte 6 ore? 6 ore, deci în 6 ore am ajuns la pietrele albe. Asta însemnând 60 și ceva la sută din traseu. 69. Procentual, procentual. Exact. Hai să spunem 70, că e cifră fixă. Da. Se amuză băieții, dar mai e până la patina. Și încă doi colegi de-ai noștri vin pe traseu, Petru și Aurelian. Să sperăm că nu s-au răzgândit să se ducă spre omul. Noi în niciun caz nu ne ducem spre omul. Noi încercăm să ajungem la padină. Și imediat după dudele, vremea e un pic mai agitată, dar în fine. Ce a fost mai greu acum începe? Ce a fost mai greu, zic că s-a dus. Partea cu vârful întotdeauna mi-arată așa, e o emoție, e un pas psihologic vârful, după care lucrurile se mai se mai domolesc un pic. După care
după amiază frumoasă la dumneavoastră, după amiază splendidă și la noi. Vreau să vă spun că astăzi a fost o zi în care Dumnezeu pur și simplu ne-a iubit din toată inima. Am avut parte de o zi cum nu se poate mai frumoasă. Chiar dacă a fost o cursă lungă, s-a meritat și am savurat-o din plin cu toții. Colegii mei sunt nu departe de mine, la 5-10 minute de aici, dar vin și ei. O să încheiem la final impresiile pe care ni le-am făcut această tură a 30-a aniversară, așa după cum v-am spus și de dimineață. O tură care a făcut toți banii din lume și care ne-a arătat aceleași frumuseți care ne le pune la dispoziție de fiecare dată când venim aici, fie că este vreme frumoasă, fie că este vreme mai puțin frumoasă. Astăzi chiar a fost o zi frumoasă. Suntem în șaua Tătarului din acest loc și până în Valea Dâmboviței, vale care delimitează masivul Leota, sunt aproximativ 36 de kilometri, distanță care nu-i de neglijat, distanță care te pune la încercare de fiecare dată când ajungi pe Leota, fie că e iarnă, fie că e vară. Un munte care, într-adevăr, este frumos și cu bicicleta, și în alergare, și pe schiuri, și pe și pe pedes. Oricum am luat-o, Leota este frumos, este un munte sălbatic, un munte atractiv și un munte puțin circulat, din păcate, marcat aproape deloc, cu excepția porțiunii estice, care vine din Șirnea, marcaș care duce până în șaua Strungulița, iar de aici coboară la Padina. Deci, repet, un munte frumos, dar care necesită multă atenție și care, zic eu, că necesită maximul de respect posibil pe care îl putem oferi oricărui munte din România. De acest lucru are nevoie și Leota. Și de acest lucru are nevoie fiecare munte din România. Pledez pentru această cauză pe care o susțin și a susținut-o întotdeauna, fiindcă de cele mai multe ori pe acești munți frumos ajung și oameni care nu că n-ar trebui să fie aici sau n-ar trebui să ajungă aici, fiindcă muntele este pentru fiecare dintre noi, dar care nu au o educație a muntelui și nu-l păstrează curat așa cum l-au găsit. În fine, gata cu forbăria, suntem în șaua Tătarului, de aici și până în Padina mai sunt, să zic așa, în jur de 30 de minute. Știți că m-am oprit special în acest loc, sau cum se spune, m-am oprit spre în acest loc. Suntem la stâna din Padina, foarte aproape de destinația noastră finală. De ce m-am oprit la stâna din Padina? Pentru că este un loc care îmi place foarte mult. Este stâna lui Nea Nicolae din Moieciu, unul dintre ciobanii cei mai cunoscuți de pe Valea Ialomiței, unul dintre ciobanii care face cea mai bună brânză, renumit deci pentru asta, și unul dintre ciobanii care face cea mai bună jintiță. Dacă vreți să veniți să mâncați un bul sănătos, vara îl găsiți aici, în fiecare vară, nu cred că de vreo 30-40 de ani, poate cred că mai bine,
alețit vreodată Nea Nicolae de aici de la stână. Îmi aștept și colegii. De data aceasta nu vă pot arăta bulzul, nu vă pot arăta nici slănina pe jar. Nu mai avem timp, suntem plecați de 10 ore de la cabana Leota. Ne e foame, o să mergem într-un loc unde condițiile sunt mai un pic mai călduroase și mai relaxante, fiindcă să mai stau după atâta drum să vă gătesc o șuncă pe jar, nu că nu mi-ar plăcea să o fac, că aș face-o cu mare drag pentru dumneavoastră, dar promit că o să o fac cu altă ocazie, la stână la Nea Nicolae. Cu ocazia asta o să-i trimit și lui filmarea, să vadă și el ce se întâmplă la stâna din Padina pe timp de iarnă. Îmi aștept colegii, nu știu ce să fac, să închei misiunea aici, să o închei la cabana la Padina. Parcă să fiu sincer, mi-ar plăcea mai mult aici, fiindcă în cabană sigur este Hărmălaie, mai sunt și alți oameni care au venit la munte poate tot pentru aceleași lucruri pentru care am venit și noi. Însă un alt lucru vreau să vă spun. Se strică vremea. A început să ningă și, în fine, musonul este pe aproape. Să sperăm că nu este un muson. N-a venit cu noi, e mai sperios din fire. N-a venit cu noi pe traseu, a venit cu ceilalți colegi, cu Pedro și cu Aurelian. Da. N-am să vă mai spun mare lucru, n-am să vă mai rețin. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de noi la această a 30-a tură de traversare a Leotei. Tură care se face, vă reamintesc, din 1986, de la cabana Leota până la cabana Padina. Au fost ani când s-a făcut și invers, dar asta s-a întâmplat de mult când cabana Leota arăta cu totul și cu totul altfel. Să sperăm că oamenii de bine și investitorii cu suflet de munte își fac milă pentru Leota și o să investească acolo, să arate așa cum arăta odinioară. Să sperăm asta. Nu este foarte mult de muncă. Nu vă spun nici suma. Vă las pe dumneavoastră să mergeți la Leota, să vedeți cam ce ar trebui făcut și să faceți, pentru că e păcat de acel loc. Munții Leota, muntele Leota sau masivul Leota, cum doriți dumneavoastră să-i spuneți, este un munte care, ca să nu mai lungim vorba, este munte frumos și sălbatic. Ne vedem peste 2 săptămâni și, ca de obicei, numai bine. Ne apropiem de finalul acestei acțiuni care ne-a reușit. Este vorba de traversarea Leota Bucegi, numită sugestiv de către cei care au fost înaintea noastră traversarea Negru-Vodă. Parcurgerea integrală a traseului principal al masivului Leota. Am reușit să facem acest traseu în circa 9 ore și jumătate. Am beneficiat de condiții optime care ne-a facilitat înaintarea într-un ritm destul de alert. Am mers pe zone înierbate și zăpadă întărită, astfel încât ne-am mișcat foarte repede. Am trecut toată succesiunea de vârfuri fără niciun fel de probleme și iată-ne acum pe coborâșul către cabana Padina, punctul terminus al traseului și al turei din această zi. Urmează evident retragerea mâine pe Valea Ialomiței către casă. Am avut oportunitatea să, după o pauză de câțiva ani buni, să revin în traversarea în această tură emblematică. Sunt foarte mulțumit de cum m-am mișcat, mai ales că în ultima perioadă nu prea am mai ieșit. Țin să mulțumesc echipei că s-a mers într-un ritm susținut și într-un grup relativ compact. Ne-am acceptat din când în când, am regrupat și acum suntem foarte aproape de finalul acestei expediții, acestei ture.
Cred că condițiile excelente, zăpadă puțină și vreme bună, ne-au surprins pe toți. Nu ne așteptam să mergem așa de repede și să reușim un timp record pentru traversare, sub 10 ore. Am fost un grup foarte bun, ne-am mișcat extraordinar de repede și iată-ne la ora 2 și ceva înapoi la Padina. Traseul a fost solicitant, deși a fost o tură mai ușoară decât anii anteriori. Îmi doresc și pe viitor să urmez. În primul rând vreau să mulțumesc membrilor Asociației Kindia pentru această tură. Este prima mea tură și sunt foarte fericit că am terminat cu bine. Vă mulțumesc! Sunt la pata traversare. Reușită! Reușită, da. Mă refer la bucla mare. Cred că am mai avut încă vreo 5 bucle mici. Pot să zic că vremea a fost excelentă în comparație cu alte traversări pe care le-am făcut. Echipa a fost extraordinar de compactă, bine, a fost ai noștri și cu voie bună și cu tot ce mai trebuie. Suntem la final, abia aștept ciorba. Și berea, bănesc, nu? Și berea, normal, pentru hidratare și vom vedea la anul. Că acum zicem că nu mai vrem așa ceva. Mă bucur foarte mult că am participat la acest traseu foarte frumos, reușit. În primul rând, cel mai important este că nu au fost incidente pe traseu, vremea a fost foarte bună, traseul de dificultate medie, ținând cont că a fost zăpadă destul de mică, este prima dată când particip și sper că voi mai participa și anii următori. Sincer, mi-aș dori să fie mai greu. Da? Da. Adică... Încă am tot auzit povești cu traversările grele pe care le-ați făcut voi reușite și aș fi vrut să îmi testez și limitele. Mi-a de așteptat pentru tura de anul acesta. Nu am rezistat tentației de a mă întâlni cu grupul care a pornit din cabana Lăuta.